Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine v-am găsit la o nouă rețetă. Dacă vă plac deserturile cu fructe, atunci acest cozonac este pentru voi. Astăzi vreau să vă încânt cu un cozonac minunat cu fructe de pădure, ușor de realizat, plin de umplutură și foarte gustos. Ca ingrediente vom avea nevoie de: pentru aluat, 600 de grame de făină băneasa 000, 320 de ml de lapte, 100 de grame de unt, coaja de la o lămâie, 100 de grame de zahăr, 3 gălbenușuri, 10 grame de drojdie uscată, o lingură de extract de vanilie și puțină sare. Iar pentru umplutură vom avea nevoie de 400 de grame de fructe de pădure congelate, 100 de ml de apă, 100 de grame de zahăr, 40 de grame de amidon și 150 de grame de arahide caramelizate sau de nucă. Voi începe prin a pregăti umplutura pentru că va trebui să se răcească la temperatura camerei, așa că voi pune fructele de pădure într-o cratiță. Puteți folosi fructe proaspete sau congelate, după cum aveți. Voi adăuga apoi zahărul, puțină apă și voi lăsa fructele de pădure să fiarbă pentru aproximativ 5 minute. Când fructele au fiert, voi dizolva amidonul în puțină apă, aproximativ 50 de ml. Voi amesteca bine. Și voi adăuga acest amestec peste fructe. Voi amesteca acum continuu până când fructele se vor îngroșa și vor arăta ca o cremă de fructe de pădure. Crema de fructe de pădure este gata, cam așa va trebui să arate. Avem un fel de cremă sau un gem mai gros. Voi lua această cratiță de pe foc, o voi acoperi cu folie de plastic direct pe suprafață ca să nu se formeze crustă și voi lăsa crema să se răcească cât să ajungă la temperatura camerei. Pentru aluat, voi începe prin a cântări 600 de grame de făină băneasa 000, celebra făină băneasa în pungă galbenă pe care o știm cu toții. Este perfectă pentru cozonac, însă o puteți folosi și pentru orice fel de alte aluaturi. Voi pune făina în bolul unui mixer. Voi adăuga sarea, coaja de lămâie, extractul de vanilie, dar puteți folosi și esență de vanilie, cele 3 gălbenușuri, la temperatura camerei, bineînțeles, zahărul, voi adăuga și laptele, dar înainte de asta voi dizolva drojdia uscată în el, laptele este călduț cât să nu ardă la deget. Puteți folosi și drojdie proaspătă, un cubuleț de 25 de grame. Voi adăuga și drojdia împreună cu laptele. Puțină sare pentru gust și voi frământa foarte bine aluatul. După 10 minute de frământat, voi adăuga untul puțin câte puțin și voi mai frământa încă 10 minute. Aluatul este gata și cam așa va trebui să arate, trebuie să fie foarte bine frământat. După cum puteți vedea, este foarte suplu și se vede foarte bine glutenul care și-a făcut treaba. Îl voi scoate acum din mixer și îl voi pune într-un bol curat în care voi pune puțin ulei. Aceasta este consistența pe care trebuie să o aibă aluatul, trebuie să fie foarte bine frământat și foarte suplu și doar puțin lipicios. După cum am spus, îl pun într-un bol în care am pus puțin ulei. Îl acopăr cu folie de plastic și
și-l voi lăsa să crească la loc călduț cât să-și dubleze volumul sau aproximativ o oră. Aluatul l-a dospit, așa că poți să-l scot din bol. Îl voi pune direct pe blatul de lucru. Îl voi aplatiza ușor. Și folosind un sucitor, îl voi întinde. Peste aluat voi pune crema de fructe de pădure. Pe care o voi întinde cât mai uniform cu putință. Peste fructe voi adăuga arahide caramelizate, însă puteți pune și nucă, fistic sau chiar migdale. După preferință, puteți omite cu totul arahidele și puteți folosi doar fructe de pădure. Voi rula acum aluatul cât pot eu de strâns. Pentru că vreau să fac un cozonac trandafir, voi tăia acest rulou în bucăți egale. Voi pune bucățile de aluat într-o tavă rotundă cu diametrul de 27 de cm. Voi lăsa acum cozonacul să crească pentru aproximativ 20 de minute sau cât să-și dubleze volumul. Aluatul a crescut, așa că pot pune tava la cuptor în cuptorul preîncălzit la 150 de grade pentru aproximativ o oră. Cozonacul floare s-a copt, arată și miroase foarte bine, îl voi lăsa acum să se răcească, iar apoi îl pot servi. Cozonacul trandafir s-a răcit, așa că îl pot pudra cu puțin zahăr. Îl puteți lăsa și nepudrat, nu este obligatoriu să puneți zahăr pudră. Acum am ajuns la partea cea mai importantă și anume interiorul, așa că haideți să rupem o bucată. Vreau să vedeți cât este de pufos și cât de bine arată, ce textură frumoasă are. Are foarte, foarte multă umplutură și un gust absolut minunat. Acest cozonac este perfect pentru cei care iubesc deserturile cu fructe, însă dacă doriți, îl puteți face și în variantă cu nucă și cacao. Este o rețetă simplă, foarte gustoasă și foarte potrivită pentru sărbători, dar și pentru orice alte ocazii speciale. Sper din suflet să încercați și voi rețeta și să vă placă! La revedere!